Salutare, mă, băieți și fete, și bine am găsit la un nou episod din seria noastră de Sky Factory. Ei bine, noi în episodul trecut, sincer să fiu, nici nu știu unde am rămas, nici nu știu ce voiam să fac, pentru că am făcut o hartă pe care m-am jucat pe live și acolo am avansat foarte mult, dacă știți voi. Cred că ar trebui ca în acest episod să încercăm să facem și noi smelterul și să ne apucăm să facem rost de niște iron. Am făcut și achievement-ul ăsta. Hai să luăm de aici 300 acuri de ăsta pentru că se umple, frate, și... Ok, hai să facem niște lemn repede și să intrăm direct la treabă, fraților. Să mai facem un chest, de fapt să-l dublăm pe ăsta, hai să spargem ăsta de aici. Am făcut o hartă pe care mă joc pe live-uri, însă harta aceea o folosesc... Pardon, pe harta aia am și pe la care sparge autocma copacii și na, vă dați seama că mi este mult mai ușor. Am avansat mult mai repede acolo, dar o să spargem ăștia de gravel. O să vreau eu să craftăm, de fapt să ne uităm, stați așa, că nu știu ce sapling-uri mai aveam, fraților. Adică am rămas la coal, sand, petrified bone. Hai să dăm lâmai, mai bine că e mult mai ușor să facem, tin sapling. Da, trebuie, avem nevoie de chestia aia, de smelter. Hai să facem super repede smelter în cazul ăsta, avem nevoie de grut și grutul se face destul de greu, fraților, grut. Cu nisip, gravel și clay. Și avem nevoie de foarte mult nisip, gravel și clay. Hai să scoatem noi asta de aici, din bară. Să mergem noi la puieții noștri și să ne luăm 4, de fapt ai 2. Și am mai spus eu clay, hai să luăm clay-ul ăsta de aici. Pentru că clay-ul se face ce mai ușor, nu avem nevoie de mult clay. Dar o să punem 2 copaci de clay și 2 de gravel. Deci gravel cu nisip e jale mare, frate. Așa că o să spargem noi super repede cu stone crook-ul ăsta al nostru. Să sperăm că ne dă cât mai multe acornuri să nu stăm 1000 de ani. Hai să spargem ăsta, am crezut că l-am spart. Nu știam de ce nu pică frunzele și singure. Bun, și îmi pare rău că episodul ăsta nu apare la 1.45, însă ăsta e făcut pe un server pentru că v-am spus o să intre și Tiger, însă n-a apucat să intre până acum. Și trebuie să aștept până se deschide și chestii de genul și s-a deschis cam greu. De vreo oră stau să se deschidă și na, vă dați seama. De fapt asta o să le las să pice singure, vreau să mă ocup de ceilalți cât mai ține crucul ăsta. Și o să mai facem încă unul, de fapt dacă mi-aduc eu bine aminte, da, mai avem unul. Hai să-l aruncăm pe ăsta, nu mai stau așa, chiar dacă mai avea puțin. Băi, o problemă mare ar fi că murim de foame, frate, avem aici niște acornuri, hai să le băgăm noi la făcut. Furnesurile sunt aici. Acord. Mai scot de aici și mai băgăm și aici. Hai să băgăm 7 bucăți de lemn aici, 6 aici. Bun, deci ăsta e cotton și ăsta e tot cotton. Să tem lemnele să pice singure. Și să vedem, mai să începem de acum să craftăm, să vedem câte de astea avem până pic alea. Deci gravel, sand, clay. Am atâta, cred că avem, nu? Păi n-avem nimic, ca o frate. Ia, putem să craftăm ceva oare? Clay, nu, gravel cu gravel. Hai să facem gravel, cât avem. 3 gravel putem să facem, care o să însemne 3 grut. Păi nu prea e meserie. Ok, facem un clay, care un clay ne dă 4 sau 2, că nu mai știu, 4. Mi se pare că virgă clay mai avem, fraților, ia să vedem. Ba nu, nu mai avem deloc. Bă, o să vreau să mă ocup, să-mi fac un chest doar pentru chestia asta de smeltery. Unde pun pur și simplu ce trebuie să fac la smeltery, nu altceva. Ca să-mi fie și mie mai ușor, că nu mai înțeleg nimic. Gravel-ul. Bun. Astea alte le punem aici. Ok. Sand Ration avem nevoie. Și atât avem aici. Hai să luăm și noi alea să le mâncăm, că murim aici de foame. Și hai să sărim așa. De fapt ar trebui să alergăm, dar... Oh my god, ce... Am speriat. Bun, să spargem repede frunzele, că avem nevoie de mult, fraților. Până se face grutul ăla,
Crească să mor și ăsta de aici, să umple și cu apa. Am uitat să pun ceva deasupra lui. Acum tăiem asta ca să pice și singure. Bă, sincer, stormatocul ăsta aș putea să-l mai evoluez odată, să facem unul de flint, pentru că e destul de bun ăla de flint. Am văzut că are statusuri foarte mari. Am învățat să mai fac și eu câteva chestii. Și o să ne facem și un spawner. Dacă avem timp, îl facem chiar în episodul ăsta, dar deja filmăm de 5 minute și na, nu cred că o să avem timp să-l facem. Încerc pe cât de mult posibil să apară clipul ăsta la 1.45, dar nu cred că se întâmplă așa. De fapt, nu, n-are, e imposibil. E deja și 25 când eu filmez și filmez de 5 minute. Deci, încă 15 minute ar fi și 40. Nu, îl postez în 5 minute. Da, îmi pare rău, apare puțin mai târziu față decât obișnuiesc să postez mereu. Dar nu uitați că mi-am făcut și un canal de Twitch în engleză pe care mă joc LOL. Puteți să căutați Hi, I am Coacăze. Aveți un link în descriere în cazul în care vreți să vă uitați. Dacă scrieți în română pe chat nu o să răspund, în păcate. Așa că scrieți în engleză, fraților, că la live-ul meu în engleză, ok? Și să-mi scrieți acolo în comentarii dacă aveți ideea așa să fac ceva care să mă numește, nu știu. Adică știu că bonsai-ul ăla m-a ajutat foarte mult, o să mă ocup să fac bonsai-ul, dar avem nevoie de iron mai întâi și până la iron mai durează. Adică nu mai durează, că după amber facem iron-ul, dacă mi-aduc eu aminte. După tin, pardon. Ok, o să trească să facem și măr de, pardon, sapling de măr. Mai multe chestii. Bun. Punem din nou gravel, sapling, tent, am să zic. Și clay, n-avem clay, frate. Ce se de clay? Ah, uite, ăștia erau. Hai să-i creștem pe toți până una alta, de fapt o să mai craftez eu unul ăsta. Un stone metoc, nu metoc. Cum e ce, mă, frate, că am și uitat. Cruc, un cruc. Ok, spargem aici, sper, sper repede frunzele astea, că avem nevoie de o groază, frate. Gravel, gravel mi se pare că se face bine, de fapt se face la fel ca ăla, dar mi se pare mie că pică mai greu asta, nu știu ce. Bam, 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 bam. Haide, bă, mai repede, o să facem și noi pe clipul ăsta smelteriu. Nu cred că o să ne ajungă, sincer. Pe clipul ăsta să facem smelteriu. Nu știu de ce am eu presimția asta, că nu pot să-l fac. Adică dacă aveam chestia vein miner, sau nu știu cum se numește, să cadă tot odată, cred că îl făceam mult mai repede. Adică, cred. 100.000 îl făceam mai repede, că picau alea direct, dar na. Mamă, ce... Bă, dai cam bucui, bă. Nu-i prima oară când se întâmplă chestia asta în copac cu itemele. Se pare că în episodul de-aia mai pățit-o sau ceva genul. Bam, bam, haide, mă. Oh my god, ăla e ultimul hit unde ajung și trebuie să stau așa până să pune el bine. Bun, plantăm din nou gravel, gravel. Mamă, dar mai gravel crește-o. Hai și cu nisipul, tată, și cu nisipul rămâne în urmă. Ce sunt, what's happened? Oh my god, o să avem nevoie și de dirt mai încolo ca să ne facem și câteva mâncărică, să mai creștem și dăi la alții. Nu mai știu exact stați așa, chiar vreau să încerc, că mi-a venit acum chestia asta în cap, cu un coal sapling, să-l bag în dark oak, deci dark oak facem, avem și dark oak, nu se aminte că am făcut eu un copac așa și cu dark oak nu mai știu exact ce fac, mi se pare că la lapis, dacă nu mă înșel. Sau la apple. Nu știu, știu că o să avem nevoie de vacă pe care o facem cu market, așa că o să trească să punem niște iarbă pe jos, facem culoare roșie. Să facem market, asta o să facem în episodul următor cel mai probabil, pentru că o să avem nevoie de sugar cane. Și mult mai multe chestii, fraților. Acum ne ocupăm de smeltery, chiar avem nevoie de smeltery, cea bună, e de fapt cred că e cea mai bună chestie. Adică gen cea mai importantă chestie, nu că cea mai bună. Bun,
Bun, acum hai să vedem. Gravel. Punem aici, îl împărțim în patru de astea egale. Pa. Scoatem. Ne trebuie sand. Împărțim în patru de astea egale. Ne-ar trebui și niște clay. Clay pe care l-am pus aici. A, de fapt, uite că mai avem mai multe chestii astea. Să luăm și gravel-ul. Hai să creștem și ăștia, bun. Să facem măcar de copaci ăștia doi de clay. Bam, 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 bam. Haide mai repede, băi, copacule, taie-te. Mamă, dar plouă, frate, de ceva timp. Că am avut jocul deschis în bară și chiar plouă de ceva timp. Nu se mai oprește deloc. Haide, băi, o dată, băi, copacule, băi. Nu tot tu, crești. Bun. Dar mi se pare că aici, față de mapa aia mea, pe single player, cum ar veni, cum îi zice, pentru live-uri, pare că copacii cresc mult mai repede pe asta, nu știu ce. Dar acolo îi tai mult mai repede, deci na. Și rămân, acolo rămân foarte repede fără mâncare, adică în modul ăla îți iau o groază de mâncare, frate, când îl folosești să pice alea doată și ți se sparg uneltele imediat. Că tot vine vorba de spart uneltele, nu trebuie să-mi craftez altele, trebuie să dau cu piatra, what the fuck, ce nap sunt. Bun, hai să băgăm aici, deci o să băgăm din nou. O să băgăm mai întâi clay, o să facem încă două bucăți de clay. Clay reșin, bam, bucăți de clay, pe care mi le dă cam în lăguț așa și mă enervează puțin. Trebuie să mai facem sand gravel, nu, nu mai avem. Hai să băgăm acum clay, sip, gravel, că avem 16 bucățele de grut, care nu sunt de ajuns, însă până să face, ne descurcăm cu ce avem, așa că o să mai punem sand, sand, clay, clay. Și hai să spargem și gravel-ul. Pentru că mai avem nevoie de ceva. Ceva mai mult, de fapt. Avem și level 10. Sincer, nu prea știu de unde am level 10. Mi se pare că din furnace. Ce mai scoteam eu din furnace și așa. Cred că de acolo avem. O să opri și ploaia. Mamă, cât de liniștitor e la ureche acum aici, nebun. Mamă, dar pe bune mă stresa ploaia pe urechi, bă. Nu mai dădeam eu seama cu au, dar acum că s-a oprit, e liniște rău de tot. Bun, acum ce spargem? Gravel spargem. Spargem repede și pe ăsta spar mai întâi frunzele, nu știu aici. Așa îmi vine mie să le sparg acum. Dar mai bine tăiam lemnele ca să înceapă să pice și alea. Mai spargem un clay și un sand și să vedem dacă e îndeajuns până să craftează alea. Avem, oh my god, avem nevoie de mai mult sand. Pentru că trebuie să fac și niște geamuri. Aoleu, cât de aiurea. Dă-i bice și fă-l, tată. Da, pe ăsta nu se meargă să-l repar. Se repară singur că nu este folosit. De fapt, nu știu dacă merge să-l repar, dar așa nu cred că merge, niciun caz. Da, nu merge. Îl lasă să facă singur. O să mai tem încă un pom pentru că ne ajunge și după lăsăm să se facă singur. O să trească să-l upgradăm la flint. Pentru că virgulă rezistă mai mult și sparge mult mai repede. Mi-am făcut eu pe hartea de life. Bine, n-am apucat să-l folosesc prea mult, dar mi-am făcut. Am făcut o groază puieți de ăștia, mă. Și o să mai farmez eu off-camera, cred. Ca să avem pentru videoclipuri, să nu mai stăm doar așa la făcut de pom și nu craftăm și nu evoluăm deloc. Adică, știți, eu nu stau să fac asta, cum le zice, toate chestiile off-camera și doar să vă arăt ce am făcut pe videoclip. Eu, na, mare parte de asta fac, ca să învățăm împreună, pentru că mulți dintre voi probabil nu știți mod pe cu și vreți să învățați și voi deodată cu mine. Sau na, nu vă place să vă jucați singuri și n-aveți cu cine, să zicem, și vă uitați la mine, ca să nu vă jucați singuri. Să înțelegeți, băi, la ce mă refer, că eu mai fac chestia asta.
Texen sunt multe jocuri pe care nu-mi place să le joc singur și mă uit la alții pentru că îmi place jocul, dar nu vreau să mă joc, nu știu cum să vă explic. M-ai stricat. Ei, putem să spargem și ăsta fără să se spargă? Mamă, e frică, nu mai sparg și ăla. Lăsăm deoparte să se repare puțin. Să scot de aici ca să nu-l spar fără să vreau. Am uitat să bag rutul ăsta la prăjit. Avem seared brick-urile astea pe care o să le craftăm mai întâi într-un casting table. Mai avem nevoie de niște grut pe care o să-l craftăm acum. Mai facem încă 3 bucățele de sand. Băgăm clay, gravel, sand, mai facem grut, încă 12 ar trebui să ne ajungă. Bam, o să vreau să mă uit super repede de, scriem aici, smeltery. Și ne trebuie un... eu pe harta mea am făcut gogi. Dar pot să fac și seared tank, care se face cu mai mult seared brick, dar mai puțin glass, sau să fac ăsta care se face cu mai puțină seared brick, dar cu mai mult glass. Nu, mai bine hai să facem ala la altul, frate, să facem mai ușor cu mai multe bricuri. Pentru că avem mai mult grut acum decât ăla și arena. Deci avem nevoie de sand ca să craftăm un geam, o să luăm alea când sunt gata și o să trească să mai facem drain. Meltery, stai așa că nu mai știu cum mai zici. Bă, da, drain îi zicea, bă, sunt destul de sigur că drain îi zicea. Nici nu e aici. A, și un bășind ăsta ne trebuie. Ia stai așa să, că îmi dau seama după cum se craftează. A, da, ăsta mă ne... Bă, nu, pe ăsta l-am făcut, alo. A, ba da mă, ăsta e, că se face invers. Ăla-i mă, băieți, astea ne trebuiesc. Spargem astea cu mânuța, nu mai stau să-mi fac topor acum, că nu mai are rost, nu o să trebuiască să mai tem și ne băgăm să facem, o să trebuiască să facem tin amberul ăsta în molten tin, pe care îl punem peste un puiet de, nu mai știu ce. Stați așa să vedem. Pe birch sapling, care birch sapling-ul, nu știu dacă mai avem noi așa ceva pe aici și sincer nu mai știu cum se face. Dar hai să ne uităm super repede cum se face un birch. Sapling. A, sand sapling în apă, îl facem super ușor. A, aveam, what the fuck, bun, avem un birch sapling. Pe care birch sapling mi se pare că se întâmplă ceva, nu, nu, nu. Hai să nu mai experimentăm chestii. Ok. Bă, dar ne-a picat doar așa de 4, mă, frate. Băgăm și pe ăsta la prăjit repede, scoatem ăla de acolo și pe ăsta și acum trebuie să facem așa. Primul rând o să avem nevoie de un brick. De fapt de mai multe o să avem nevoie, dar da. Bășind ăsta. Un casting channel. Stați așa că se întâmplă beleaua că nu mai știu cum se face faucet. Ah, ca o găletă și am înțeles. Bam, și mai avem nevoie de 4 d-astea dacă nu mă înșel. Ia stați. De fapt, dacă aș face gogi. Bă, ne ajunge de gogi, frate. Hai să facem mai bine așa decât să stau să mai craftez toate alea, să stau să... o să vreau, stați așa, mamă, n-avem loc deloc, băi băieți, bă, n-avem loc deloc. O să trântesc eu toate astea aici, frate. Pe toate, pe toate, pe toate. Iau lemnul. Facem de ăsta, facem slaburi. O să vreau să fac aici, chiar în partea asta. Să extindem cu 3, mai venim cu încă una aici, 2, 3 și încă una acolo. Și aici o să fie locul unde ne punem noi smeltery-ul. Ceva de genul. O să vreau să vină în primul rând, o să putem să folosim și cobblestone la început, însă o să mutăm noi. Bam, bam. Nu. Casting table, deci vine... Stați așa că nu mai știu exact cum vine.
Unde ăsta aici. Tencul acolo și aici trebuie să-mi vină un ceva de smeltery, frate, dar nu mai știu cum îi zice, pe bune. Nu te știu. Bă, dar nu e aici, frate, mă jur, mi se pare că drain îi zice, de drain am nevoie. Dar de ce nu găsesc nimic când scriu drain? Pentru că nu e ăsta. Melter. Băi frate, n-are cum. Alloy tank. Liquid. Nu de ăla am nevoie. Chestia asta nu e asta. Oh my god, nu mai știu de ce avem nevoie. Băi, seared tank, ăsta avem nevoie. Ba nu. Păi, ești nebun. Alloy tank 100 în mie. N-am făcut în viața mea chestia asta, nu l-am craftat. Bun. O să vreau eu să vă închid puțin să nu mai vedeți aici. Cum îi spune? Pe filmare. Ca să facem o schemă, nu vreau să vedeți serverul, însă mă duc pe harta mea de single player să văd cum se numește chestia aia. După care o să revin eu. A apărut LOL-ul pe ecran, stați puțin, îmi pare rău. Am LOL-ul în bară de aia. Să vedem noi cum se face chestia asta, că sincer nu mai știu cum se face. E, chiar am nevoie de ea. Adică e chestia aia până care se topește, gen, e cea mai importantă, n-am cum să nu o pun. Ok, ia să vedem. Deci cum se numește? Smelt controller, mă, frate. Deci controller se numește. Da, mă, controller. Bun, intrăm înapoi pe server și acum vă dau și vouă să vedeți. Îmi pare rău pentru chestia asta, fraților. Smeltery controller. Bă, o să mai avem nevoie de ceva seared brick-uri de alea, sincer. Ia. Controller. Dar de ce nu am așa ceva aici? What the fuck? Meltery. Nu. Nu vine să cred că nu am. Păi fraților, nu am. Ați nebunit, nu am la modul cel mai serios și nici drain-ul ăla care sunt 100.000 sigur că se numește drain-ul ăla. Care-i faza? Și fără controllerul ăla cum fac eu asta? Mai god, ia să dăm noi popă. Avem prestigiu activat, nu știu dacă de la chestia asta e. Bă, nu știu, chiar nu știu, fraților. Dacă putem să scrieți și mie în comentarii de ce nu am. Adică știu că n-am făcut mai nimic, îmi pare rău, dar nu știu cum să fac asta fără controller și fără alea. Aici venea ăsta, pe care venea un bloc, ăsta, venea bricul, pe aici trebuie să mai pun aici ceva, dar aici venea drain-ul, frate. Da, nici drain nu am. Smeltery, D, R. Da, nu știu. Chiar nu știu. Îmi pare foarte rău, frate. Eu n-am făcut nimic clipul ăsta, în mare parte așa, dar nu... Nu-mi dau seama ce ar trebui să fac. Dacă nu am nimic... Bă, dacă puteți, vă rog eu mult rău de tot să-mi trimiteți și mie, să-mi scrieți acolo, de fapt, în secțiunea de comentarii, ce ar trebui să fac, că nu am alea. Sau cum se numesc, de fapt, ce am nevoie mai mult, nu știu, nu înțeleg. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionarea acestui videoclip. Na, îmi cer din nou scuze că n-a apărut la 1.45 cum trebuia și apare pe la 2. Eu am fost cu acuze, nu uitați să lăsați voi acolo un like, să vă abonați și să-mi scrieți, vă rog frumos, în comentarii ce am nevoie. Vă pup, pa, mam!